sau Ronaldo? Ianis Hagi. Ianis Hagi? Da. Încă n-a ajuns la nivelul lui Messi și la nivelul Mi -aș dori. lui Cristiano Mi -aș dori. Ronaldo. Mi-aș dori. Mi dori. De ce? Îmi place foarte mult cum joacă, cum a evoluat foarte mult. Îmi place că este un jucător foarte disciplinat, are și inventivitate pe foarte multe foarte multe momente ale jocului ceea ce aduce un foarte mare plus echipei din care face parte și ați văzut că de cele mai multe ori este jucătorul decisiv care reușește să aducă victorie. Și pare că nu mai are emoții. Apropo de emoții, credeți că doamna Dăncilă are emoții foarte multe? Este emotivă din fire? N-am simțit niciodată la doamna Dăncilă emoții. Așa mi s-ar fi explicat anumite gafe pe care domnia sale le-a făcut de-a lungul timpului. Nu, eu nu am simțit nicio emoție din partea domniei sale. Da. Priștina și Podgorița., Da, sunt multe. Noi sperăm ca, totuși, Iisus să nimerească Salonicul, unde urmează să ducă acum, să nu ajungă la Priștina sau Podgorica. Vă faceți timp să mergeți la vreun meci de la turneul final european din Italia? Nu nu cred pentru că nu știu care va fi programul, nu știu ce voi face săptămâna viitoare, dar păi, să știi ce voi face. Jucătorul Ionuț pentru Ionuț Radu, iar tău pleacă în vară la un gigant, România va avea un mare portar. E una dintre știrile de pe site-ul sport.ro. Ionuț Ionuț Radu vă spune ceva? Nu. Portarul național de tinere. Nu, dar știu că am la Râmnicu Vâlcea avem un portar excepțional Robert Popa care apără în Liga 3 și are doar 16 ani. Radu și este și componenta Este și un component al loturilor naționale la vârsta sa și la vârsta pe care o deține, așa cum spune, 16 ani, să aper totuși la Liga 3 -a, este un e lucru e foarte Cine foarte, e, Știți foarte cine mare. e mondială în acest moment? 2016, dacă nu 2018, 2018 cred că Franța, dacă nu greșesc. Da. Mai mai amintiți finala? În... Dar știu Franța campion. Da, cu Croația, Croația. Cu Croația foarte da, mică. o țară foarte mică uh, care a reușit. Ne mi jucătorul nostru preferat din istoria lui Dinamo Mihale. Mihali. Mihali. Da. Era de plată noastră de. mă rog, nu chiar. Nu, nu chiar era, la... era din. cred că din Sibiu sau ceva de genul ăsta. Uh, Dintr-o comună apropiată Sibiu. Uh -huh. Dumneavoastră ce post ați uh, jucat? Fundați central. A, bă, și, cu da, și cucică, crezi, aceea, că cu Cică puteți da. să vorbiți și astea, lucruri mai de fundaș așa mai... Pe vremea e, aceea se juca cu Libero. Da. Acum, da, din... Jucați Libero sau nu, fundaș central? fundaș, central. Fundați central. central și la întotdeauna, da, fundaș la marca. și întotdeauna Acum în care e personaj din guvern? Ați face marcaj strâns om la om așa? Domnului Teodoroviș pentru buget Pentru bani În spatele dumneavoastră curg imagini cu dumneavoastră La o întâlnire probabil legată de pregătirea pentru campionatul european din 2020 Și lângă dumneavoastră un dintre sportiv sportivi din istoria României Unul dintre marii fotbaliști, Popescu Vă aș întreba în particular cum vă simțiți atunci când lucrați cu Gică Popescu Dar și mai mult, Giica Popescu v-a însoțit la aceste întâlniri pe care le aveți cu, cu grecii, cu sârbii, cu bulgarii privind aceste proiecte comune pe care le avem. De asemenea, și președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, v-a însoțit. Gică Popescu și Răzvan Burleanu sunt într-o relație rece. Cum a fost să fiți între doi ghețari așa în aceste, în aceste călători, în aceste acțiuni? Da, în primul rând, orice întâlnire a mea cu Gica Popescu este una emoționantă, plecând de la acest... Este una emoționantă, dar mai departe avem o relație foarte bună, de altfel Gică Popescu și de fiecare este și aveți de fiecare dată, în fața unui așa mare fotbalist, n-ai cum să nu ai emoții. Comparație cu mine, care am jucat fotbal la Liga 3, nu este normal să ai emoții în fața lui Gică Popescu, este normal. Dar Apropo de bani, cum vedeți dumneavoastră implicarea Guvernului Maghiar în România cu acele finanțări care se duc în zona ținutului secuiesc? Uh, nu sunt la curent cu sumele care le investesc aceștia în Milioane zona, de euro. Milioane de euro. zona respectivă, însă orice ban care este investit în domeniul sportului, pe mine mă bucură. Dincolo de disputele publice, mai puțin dure, mai puțin dure și așa mai departe, orice investiție în sport este benefică nouă, iar din punctul ăsta de vedere n-am niciun fel de problemă. Din contră, eu susțin investițiile în sport, indiferent de unde ar veni acestea. Vă place modelul Victor Orban? Nu. Victor Orban a prioritizat modelul în Ungaria. Victor Orban pe prioritizarea federațiilor. Pe pri prioritizarea federațiilor, nu vă place? Nu. Și am să și argumentez. Argumentați pentru că România, la ultima ediție a Jocurilor Olimpice, a avut o singură medalie de aur, în timp ce ungurii s-au întors, n-au bătut bine de tot la numărul de medalii câștigate la Jocurile Olimpice de la Rio. Dacă nu mă înșel, au plecat acasă cu 15 medalii. Dar a, -a și prioritizat și HDTV, da. acest exemplu cu Victor, Victor Orban a prioritizat federațiile acolo. Dacă vă uitați astăzi pe finanțarea federațiilor de către Ministerul Tineretului și Sportului, o să vedeți că există această prioritizare. Ce înseamnă această prioritizare? Banii pe care i-a acordat federațiilor. Ea este una foarte simplă. Nu ne putem duce în alt domeniu decât rămânem aici. Ce înseamnă pentru fiecare dintre noi această prioritizare? Pentru mine este foarte simplu, sumele care le aloci federațiilor în funcție de ce? În funcție de obiectivele care și le propun. Este foarte simplu dacă vorbim despre această prioritizare. Ungurii Încă nu mai dau data, însă la 60 de federații bani, dau doar la câteva, bagă bani în anumite sporturi și nu, au eu, au venit și cu rezultatele. De acord cu dumneavoastră. Eu mi-aș dori ca Ministerul Tineretului și Sportului să dea bani la cât mai multe federații. Cum avem garanția că nu există niciun fel de problemă cu efectuarea de antrenamente și implicit construcția acestor baze, ceea ce este foarte important. Ce trebuie să asigurăm? Un gazon de calitate, publicul să aibă acces la antrenamente, pentru că vor fi cereri ca publicul să participe da, la sunt antrenamente, antrenamente deschise. sunt antrenamentele oficiale în care da. ești obligat publicul să vadă aceste antrenamente, ceea ce este și normal. Aici depinde și de staful tehnic al fiecare echipe. Nu putem noi da obligativitate. Poate nu, antrenorul. Dă, la... Nu, UEFA dă obligativitate. Sigur Acest că da, nu, dar nu poate antrenorul are o altă viziune. Nu are că e obligat UEFA să aibă antrenamente deschise? Sigur că da, dar putem merge și la premisa că un antrenor nu-și dorește să efectueze un antrenament și poate vrea doar o poate respectiv zice, După cum mi se pare, mie că a făcut până acum -ă, Compania Națională de Investiții din România tribunele, încă nu sunt safe, așa că mai bine interzicem la antrenamentele Putem noastre. Putem merge și pe nu, acest nu principiu, dar nu, nu, da, nu se va putea, no, nu, nu, nu va ea, exista așa ceva. Stadioanele vor fi gata. Naționala Arena, iertați-mă, s-ar încadra la un sfert de finală? Naționala Arena, da, suntem singurii care ne încadrăm pentru un sfert de finală pentru că ea uh, dispune de toate condițiile prevăzute în caietul de sarcini pentru organizarea unui mondial. Dar, mergând mai departe, cred că... Experiența pe care a acumulat-o România în organizarea acestui campionat Euro 2020 ne dă premisele că putem fi uh, candidați serios și eligibili pentru ceea ce înseamnă Europeanul din 2028. Dacă mergem pe mondialul din 2030, știm foarte bine că maroc. A patra candidatură și tot n-a reușit să câștige, deci va fi o luptă destul destul de grea, o luptă în care trebuie să vedem lucrurile cu realitate și efectiv cu ceea ce dispunem noi După ce fiecare stat în Rușii, parte. Și organizează Qatarul și vor organiza uh, țările din America de Nord uh, un campionat mondial așa de greu îl pe special din 2030 în această zonă a Europei. Într-adevăr, este o misiune grea, dar dacă nu ne propunem să organizăm competiții de mare amploare, cu siguranță nu putem să vorbim nici despre infrastructură sportivă adecvată anului 2019, mergând mai departe adecvată anilor 2030. Ori, așa cum am spus de în prima zi de mandat, și cu susținerea guvernului, ne dorim foarte mult ca România să intre pe harta marilor evenimente sportive.